Fostul premier al României, Victor Ponta, se află în continuare în topul încrederii mehedințenilor. Ponta a deținut funcția de prim-ministru al României din mai 2012 până în noiembrie 2015, când și-a dat demisia după incidentul de la Clubul Colectiv. Putea să fie mai mult, mai bun decât ăsta care e, decât Dragnea. Cum l-ați văzut pe Ponta atunci când a condus guvernul? Eu l-am văzut bine. A venit cu vreo măsură care v-a avizat direct? Că ne-am mai mărit pensiile. Și ce ziceți de revenirea lui în politică, la conducerea proroc? Că ar fi bine. Considerați că este un plus pentru noi ca români? Da, eu așa consider. Când a fost chestia atunci cu Colectivul, a fost foarte repede și-a dat demisia. Pe câtă vreme Dragnea, cu atâtea insistențe de la toată lumea, el nu vrea să facă pasul ăsta. Deci considerați că nu trebuia să cedeze? Da, 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 da. Nu că nu trebuia să cedeze, dar a făcut un pas normal pe care Dragnea nu vrea să-l facă. Înțelegeți? Nu știu. Era normal, de bun simț. Da, 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 da. Cum ați trăit pe vremea guvernului Ponta, spre exemplu? Să știți că mai bine. Și pe oricare guvern a fost mai bine decât acum. Chiar dacă s-a mărit pensiile, dar uitați-vă cum cresc prețurile. Mi se pare un lucru foarte bun. De ce considerați? De ce? Pentru că el, când a fost premier, a făcut ceva bun pentru toți românii. Cum ar fi pentru dumneavoastră? O mărire de pensie, o alocație pentru copii, din astea. Și acum, cum mi se pare diferența între guvernul condus de Victor Ponta și de Viorica Dăncilă, spre exemplu? Nu știu, de Viorica Dăncilă nu-mi place. Victor Ponta e Victor Ponta. Ați avea încredere în Victor Ponta? Da, bineînțeles. Față de ceilalți care vedem cu toții cât mint, cum mint și cât de frumos mint. Asta e țelul lor. Dumneavoastră ați avea încredere în Victor Ponta? Deși nu a fost prea mult la guvernare, dar zic că totuși nu, ar merita. E tânăr, mă gândesc că e tânăr, are viitorul în față și are perspective. Înțelegeți dumneavoastră. Comparativ cu guvernarea Dăncilă, cum vedeți guvernul Ponta? Să nu folosesc niște expresii așa că era locul lor. Deci e mafia mare, vedem cu toți. E Dragnea, le-a adus pe lui toți să țin gașcă. Ce părere aveți despre Victor Ponta? Bună, a fost băiat cum se cade. De ce ziceți asta? Păi de ce că... Ce se întâmplă? N-a făcut nimic rău. A făcut cea mai mare greșeală. Eu sunt social-democrat, când și-a dat demisia din prim-ministru. Sunt mehedințeni nemulțumiți de actuala clasă politică și de maniera în care este guvernată țara. Tocmai de aceea au ales traiul departe, căci în România actuală nu mai găsesc nicio speranță. Pot să vă spun realitatea care este: pensii foarte mici și prețuri de Uniunea Europeană. Și pensii exagerat de mici. Cât diferă traiul din România față din alte țări? Deci eu am lucrat în Italia 13 ani. Enorm. Dacă un salariu mediu în Italia e de 1200 de euro și prețurile din România, realizați că în România pensiile, majoritatea prietenilor mei au 300 de euro pensie. Și de aici, diferența în nivelul de trai. Păcat de orașul nostru, că este foarte frumos, curat, ceea ce am reușit eu să văd într-o lună, și cu oameni nemaipomeniți, cum suntem noi oltenii, dar... Ne ducem și tinerii pleacă. Liderul pro-România, Victor Ponta, deschide lista partidului pentru alegerile europarlamentare, fiind urmat de Corina Crețu, Mihai Tudose și Iurie Leancă.